Binecuvântează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop Cardinal Lucian, pentru eminențele lor, părinții cardinali, pentru înalt preasfințiile și preasfințiile lor, episcopii noștri, și pentru cinstita preoțime, pentru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru țara noastră, orașul acesta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Bună liniștea aerului, pentru mulțirea roadelor pământului și pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi! Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei ce trudești și pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, îndură-te spre noi! Pe
preasfântă, curată, prea binecuvântată, mărită Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Și ție mărire ți-nălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne, fericiți cei sărași cu spiritul, ca celora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, ca aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, ca aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, ca aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace,
ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. În înțelepciune dreți. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos. Preafericite Părinte, eu, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice Române, cer cu umilință Sanctității voastre să binevoiți a-i înscrie în rândurile fericiților pe slujitorii lui Dumnezeu. Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu, Iuliu Hosu, Episcop Martiri Greco-Catolici Români. Slujitorii lui Dumnezeu, cei 7 episcopi martiri, Valeriu Traian, Vasile, Ioan, Tit Liviu, Ioan, Alexandru și Iuliu, au fost fii ai Bisericii Române Unite cu Roma. S-au născut în familii creștine, fiind crescuți cu frica lui Dumnezeu și în spiritul Evangheliei. Au mărturisit cu zel spiritul lor creștin, simțind chemarea de a se consacra lui Dumnezeu și sufletelor în Sfânta Preoție, exemplari în devotamentul lor, investiți mai târziu cu harul episcopatului, s-au cheltuit în slujba turmei încredințate, titorind biserica, învățând-o, sfințind-o și conducând-o spre Hristos. În momentul când puterea întunericului s-a pregătit să atace biserica, i-au intuit din timp lucrarea potrivnică, recunoscând viclenia răutății. Au predicat rezistența sufletească, confirmându-și turma în credință. Deși au fost presați să se lepede de credința catolică și de comuniunea cu urmașul Sfântului Petru, au rămas tari și fideli Sfintei Uniri cu Biserica Romei, oferindu-și viața lui Dumnezeu drept jertfă pentru suflete.
și au mărturisit credința în lagăre, în închisoare și în domiciliu forțat, asumând toate suferințele și presiunile morale din partea instrumentelor răului, conștienți că cei care caută împărăția lui Dumnezeu și dreptatea ei nu rămân fără ajutor și speranță. După grele și îndelungate suferințe, au trecut în veșnicie, preamărind bunătatea providenței, lăsând posterității moștenirea iertării și a împăcării. Cei 7 episcopi martiri strălucesc prin exemplul lor pe firmamentul bisericii. Ei ne invită să privim cu încredere la Părintele Luminilor și ne încurajează să perseverăm în Hristos orice s-ar întâmpla. Fiind părinții noștri sufletești și ocrotitorii Bisericii lui Hristos între români, ei ne oferă pilda de a le încredința pe toate lui Dumnezeu. Lui să-i fie mărirea și cinstea în vecii vecilor. Amin. Nos vota fratris nostri Luciani Sante Romane Ecclesie Cardinalis Muresan Arcepiscopi Maioris Fagaciensis et Albe Iuliensi Rominorum. Nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu multorumque Christi fidelium esplente de congregationis de causis antorum consulto autoritate nostra, facultatem facimus, ut venerabilis servi Dei, Valerius Traianus Frentiu, Basilius Afteni, Ioannes Suciu, Titus Livius Siesensu, Ioannis Balan, Alexander Russu, e Iulius Hossu, Ecclesiae quaest in Romania episcopi et martyres, pastores secundum cor Christi, eiusque Evangelie, venie et pacis trenuit estes, beatorum nomine impostum appellerum, atque dia secunda mensis iuni, in locis et modis iuri statutis, quot annis celebrari possent. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Sfinte Părinte, în numele întregii biserici greco-catolice din România și al tuturor oamenilor de bună voire de pe aceste meleaguri, vă adresez cele mai călduroase mulțumiri pentru prezența Santității voastre în mijlocul nostru și mai ales pentru că ați prezidat dumnezeiasca liturghie cu beatificarea celor 7 episcopi ai noștri martiri, care au ales cu toții să moară decât să se lepede de credința lor catolică. Dacă în anul 1952 veneratul predecesor al Santității voastre, Papa Pius al XII-lea, dorea să se rute lanțurile celor care întemnițați în mod nedrept, plâng și suferă pentru atacurile asupra religiei în România, astăzi acest vis devine realitate. Petru este aici pentru a ne întări în credință, pentru a săruta și a vindeca rănile noastre. Pentru a ne încuraja spre un elan înnoit printr-o autentică purificare a memoriei, aici, pe Câmpia Libertății de la Blaj, loc istoric al emancipării națiunii noastre. Aici, la Blaj, aici, la Blaj, bate inima bisericii noastre. Turma cea mică situată în periferiile existențiale față de cei mari ai acestei lumi. Aici, biserica noastră, înflăcărată în rugăciune și în acțiune, îi îmbrățișează pe cei de pe urmă, pe cei marginalizați, pe cei săraci, exprimându-și vocația sa înnăscută spre solidaritate. Vă mulțumim, Sfinte Părinte, pentru această bucurie pe care numai Dumnezeu ne-o poate dărui. Atunci când îl celebrăm în Eucaristie pe Cel ce ne unește, Iisus Hristos, Mesia, Lumina Lumii. Binecuvântați-ne, Sfinte Părinte, pe noi, biserica noastră, pe cei bolnavi, pe cei întemnițați, pe cei în vârstă, familiile aflate în greutăți,
dar și pe mulți noștri credincioși care trăiesc în diaspora. Mulțumesc, grație! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea. Și în vecii vecilor. Aceasta pe care a sădit-o dreapta ta. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta. Din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta. Îndură-te spre noi, mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt și acesta în viac,
Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Înțelepciune! Din faptele Sfinților Apostoli citire. Să luăm aminte! În zilele acelea, când ne duceam noi apostolii la rugăciune, ne-a întâmpinat o slușnică ce avea duh de ghicire și care aducea mult câștig stăpânilor ei ghicind. Aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând, acești oameni sunt slujitori al lui Dumnezeu preanalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Și aceasta o făcea timp de mai multe zile, iar Pavel, mânindu-se și întorcându-se, a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și în acel ceas a ieșit. Dar stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au dus în piață înaintea dregătorilor. Și, ducându-i la judecători, au zis, acești oameni care sunt iudei, tulbură cetatea noastră și vestesc obiceiuri care nouă nu ne sunt îngăduite să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem romani. Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor. Și judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Și, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței și le-a strâns picioarele în butuci. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Și deodată s-a făcut cu tremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniței și îndată s-au deschis toate ușile și legăturile tuturor s-au deslegat. Și, deșteptându-se temnicerul, și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând, să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila, și scoțându-i afară, le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Iar ei au zis, crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta. Și au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu și tuturor celor din casa lui. Și el, luându-i la sine în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-a botezat el și toți ai lui îndată. Și ducându-i casă, a pus masa și s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu. Pace ție, cititorule! Oh.
înțelepciune drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace a tutti. Citirea Sfintei Evanghelii de la Ioan. Marie, ție, Doamne, Marie, ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naștere și ucenicii lui l-au întrebat zicând: Învățătorule, cine a păcătuit acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici el nu a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrările celui ce m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Acestea zicând, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tine ochii orbului. Și a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt. Deci îi ziceau: Cum ți s-au deschis ochii? Acela a răspuns: Omul care se numește Iisus a făcut tină, a uns ochii mei și mi-a zis: Mergi la scăldătoarea Siloamului și te spală. Deci, ducându-mă și spălându-mă, am văzut. Zisau lui: Unde este acela? Și el a zis: Nu știu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb. Și era sâmbătă, în ziua în care Iisus a făcut tină și a deschis ochii. Deci iarăși îl întrebau fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tina a pus pe ochii mei, m-am spălat și văd. Însă unii dintre farisei ziceau: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Și era dezbinare între ei. Au zis deci orbului iarăși: Dar tu ce zici despre el că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a zis că proroc este. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb și a văzut până ce n-au chemat pe părinții celui ce vedea. Și au întrebat zicând: Acesta este fiul vostru despre care ziceți că s-a născut orb? Deci cum vede el acum? Au răspuns însă părinții și au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede el acum noi nu știm, sau cine i-a deschis ochii lui noi nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, vă va vorbi singur despre sine. Acestea le-au spus părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii puseseră acum la cale că dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: Este în vârstă, întrebați-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis: Dă mărire lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu știu. Un lucru știu, că fiind orb, acum văd. Deci i-au zis: Ce ți-a făcut? Cum ți s-au deschis ochii tăi? Le-a răspuns: V-am spus acum și nu ați auzit, de ce voiți să auziți iarăși?
nu cumva voi, ci voi să vă faceți ucenici ai Lui? Și l-au ocărât și au zis, Tu ești ucenic al aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe acesta nu-l știm de unde este. A răspuns omul și le-a zis, Tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este. Și el mi-a deschis ochii. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Dar dacă este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Din viac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Au răspuns și au zis, în păcate te-ai născut tot și tu ne înveți pe noi. Și l-au dat afară. Și a auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l i-a zis, Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis, Dar cine este, Doamne, ca să cred în El? Și a zis Iisus, Cel ce vorbește cu tine, acela este. Iar el a zis, Cred, Doamne! Și s-au închinat Lui. Mărire-ți-e, Doamne, Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Questa domanda dei discepoli rivolta a Gesù scatena una serie di movimenti e di azioni che accompagneranno tutto il racconto evangelico, svelando e mettendo in evidenza quello che realmente accecca il cuore umano. Gesù, come i suoi discepoli, vede il cieco dalla nascita, è capace di riconoscerlo e di metterlo al centro. Dopo aver dichiarato che la sua cecità non era frutto del peccato, mescola la polvere della terra alla sua saliva e la spalma sugli occhi. Poi gli ordina di lavarsi nella piscina di Siloè. Dopo essersi lavato, il cieco riacquista la vista. È interessante notare come il miracolo è narrato in appena due versetti. Tutti gli altri portano l'attenzione non sul cieco guarito, ma sulle discussioni che suscita. Sembra che la sua vita, specialmente la sua guarigione, diventi banale, aneddotica o elemento di discussione come pure di irritazione e fastidio. Il cieco guarito viene prima interrogato dalla folla stupita, poi dai farisei, e questi interrogano anche i suoi genitori. Mettono in dubbio l'identità dell'uomo guarito, poi negano l'azione di Dio, prendendo come scusa che Dio non agisce di sabato. Giungono persino a dubitare che quell'uomo fosse nato cieco.
Tutta la scena e la discussione rivelano quanto risulti difficile comprendere l'azione e le priorità di Gesù, capace di porre al centro colui che stava alla periferia, specialmente quando si pensa che il primato è detenuto dal sabato e non dall'amore del Padre che cerca di salvare tutti gli uomini. Il cieco doveva convivere non soltanto con la propria cecità, ma anche con quella di chi gli stava attorno. Così sono le resistenze e le ostilità che sorgono nel cuore umano quando al centro, invece delle persone, ci mettono interessi particolari, etichette, teorie, astrazioni e ideologie che là dove passano non fanno altro che accecare tutto e tutti. Invece la logica del Signore è diversa. Lungi dal nascondersi nell'inazione o nell'astrazione ideologica, cerca la persona con il suo volto, con le sue ferite e la sua storia. Le va incontro e non si lascia raggirare da discorsi incapaci di dare la priorità e di mettere al centro ciò che realmente è importante. Queste terre conoscono bene la sofferenza della gente quando il peso dell'ideologia o di un regime è più forte della vita e si antepone come norma alla stessa vita e alla fede delle persone. Quando la capacità di decisione, la libertà e lo spazio per la creatività si vede ridotto e perfino cancellato. Fratelli e sorelle, voi avete sofferto i discorsi e le azioni basati sul discredito che arrivano fino all'espulsione e all'annientamento di chi non può difendersi e mettono a tacere le voci dissonanti. Pensiamo in particolare ai 7 vescovi greco-cattolici che ho avuto la gioia di proclamare beati. Di fronte alla feroce oppressione del regime, essi dimostrarono una fede e un amore esemplari per il loro popolo. Con grande coraggio e fortezza interiore accettarono di essere sottoposti alla dura carcerazione e ad ogni genere di maltrattamenti, pur di non rinnegare l'appartenenza alla loro amata Chiesa. Questi pastori, martiri della fede, hanno recuperato e lasciato al popolo romeno una preziosa eredità che possiamo sintetizzare in due parole: libertà e misericordia. Pensando alla libertà, non posso non osservare che stiamo celebrando questa divina liturgia nel campo della libertà. Questo luogo significativo richiama l'unità del vostro popolo che si è realizzata nella diversità delle espressioni religiose. Ciò costituisce un patrimonio spirituale che arricchisce e caratterizza la cultura e l'identità nazionale rumena. I 9 beati hanno sofferto e sacrificato la loro vita opponendosi a un sistema ideologico illiberale e coercitivo di diritti fondamentali della persona umana. In quel triste periodo la vita della comunità cattolica era messa a dura prova dal regime dittatoriale e ateo. Tutti i vescovi e molti fedeli della Chiesa greco-cattolica e della Chiesa cattolica di rito latino furono perseguitati e incarcerati. L'altro aspetto dell'eredità spirituale dei 9 beati e la misericordia. Alla tenacia del professare la fedeltà a Cristo si accompagnava in essi
una disposizione al martirio senza parole di odio verso i persecutori, nei confronti dei quali hanno dimostrato una sostanziale mitezza. È eloquente quanto ha dichiarato durante la prigionia il vescovo Iuliu Hosu. Dio ci ha mandato in queste tenebre della sofferenza per donare il perdono e pregare per la conversione di tutti. Queste parole sono il simbolo e la sintesi dell'atteggiamento con il quale questi beati nel periodo della prova hanno sostenuto il loro popolo nel continuare a confessare la fede senza cedimenti e senza ritorsioni. Questo atteggiamento di misericordia nei confronti degli aguzzini è un messaggio profetico, perché si presenta oggi come un invito a tutti a vincere il rancore con la carità e il perdono, vivendo con coerenza e coraggio la fede cristiana. Cari fratelli e sorelle, anche oggi riappaiono nuove ideologie che in maniera sottile cercano di imporsi e di sradicare la nostra gente dalle sue più ricche tradizioni culturali e religiose. Colonizzazioni ideologiche che disprezzano il valore della persona, della vita, del matrimonio e della famiglia, e muociono con proposte alienanti, ugualmente atee come nel passato, in modo particolare ai nostri giovani e bambini, lasciandoli privi di radici da cui crescere. E allora tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi immediati e induce le persone ad approfittare dalle altre e a trattarsi come meri oggetti. Sono voci che, seminando paura e divisione, cercano di cancellare e seppellire la più preziosa eredità che queste terre hanno visto nascere. Penso in questa eredità, per esempio, all'editto di Torda nel 1568, che sanzionava ogni sorta di radicalismo, promuovendo uno dei primi casi d'Europa, un atto di tolleranza religiosa. Vorrei incoraggiarvi a portare la luce del Vangelo ai nostri contemporanei e a continuare a lottare come questi beati contro queste nuove ideologie che sorgono. Tocca a noi adesso lottare, come è toccato a loro lottare in quei tempi. Possiate essere testimoni di libertà e di misericordia, facendo prevalere la fraternità e il dialogo sulle divisioni, incrementando la fraternità del sangue, che trova la sua origine nel periodo di sofferenza nel quale i cristiani divisi nel corso della storia si sono scoperti più vicini e solidali. Fratelli e sorelle carissimi, vi accompagnino nel vostro cammino la materna protezione della Vergine Maria, Santa Madre di Dio, e l'intercessione dei nove beati. Acum vom rămâne câteva momente în tăcere.
Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, durăte spre noi! Doamne, tu stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește! Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, durăte spre noi! Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru Preafericitul Părinte Arhiepiscop Cardinal Lucian, pentru cardinalii, arhiepiscopii și episcopii prezenți, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, durăte spre noi! Ne rugăm pentru autoritățile și uștinea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor. Doamne, durăte spre noi! Ne rugăm pentru frații noștri, preoții, rămânahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, durăte spre noi! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, ștergerea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, frații sfinte bisericii acesteia. Doamne, încă ne rugăm pentru fericiții și pururi apomeniți ictitorii Sfintei Bisericii acesteia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții și frații noștri drept credincioși, care odihnesc aici și pretutindeni. Ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și prea cinstită biserica aceasta, pentru cei ce trudesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce este de față și așteaptă de la Tine mare și multă milă. Doamne, îndură-Te spre noi! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Amin. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, durăte spre noi! În înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție mărire să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Thank you.
voi pe toți, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa, întotdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pe Sfântul Părinte Papa Francisc, Domnul Dumnezeu să-l pomenească pentru împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Prea fericitul părinte, arhiepiscop cardinal Lucian, pe eminențele lor, înalt preasfințiile și preasfințiile lor, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pe cei ce dețin autoritatea și oștirea țării, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Pe cei adormiți, pe înaintașii, martirii și mărturisitorii bisericii noastre, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe ctitorii și binefăcătorii sfintelor biserici și pe voi, pe toți, drept credincioșilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să plinim rugăciunile noastre Domnului. Doamne, îndură-te, Doamne! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te, Doamne! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, îndură-te spre noi!
ziua toată nesfârșită, sfântă cu pace și fără de păcat, înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără pătimire, neînfruntat cu pace, și răspuneți bun la înfricoșătoarea judecată lui Hristos, de la Domnul să cere. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, amărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pax vobis. Să ne iubim unul pe altul, ca într-un gând de să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, pe inimea cea de o ființă și într-o înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tată la tot ținătorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Spiritul Sfânt, și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șede de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez într-o iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Să stăm bine, să
să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă cu pace o aduce. Grazie a Domini nostri Gesù Cristi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit con omnibus vobis. Pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor.
Vezi dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Pentru preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria. Curată, Fecioară, curată și iară.
pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pe care îl dăruiește Sfintelor tare biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Pomenește, Doamne, pe preafericit Părintele nostru, Arhiepiscop Cardinal Lucian, pe înalt preasfințiile și preasfințiile lor prezenți, pe care îi dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Și pe toți și pe toate. Ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a prea mări și a cânta prea cinstitul și de vrednicul de laudă numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Et misericordiae altissimi Dei et salvatoris nostri, Iesu Christi, sin cum omnibus vobis. Și cu Spiritul Tău. Pe toți Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace, Domnului, să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru cinstintele darul ce s-au adus și s-au sfințit, ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit în Sfântul și Cel mai presus de ceruri, și spiritualul Său altar, într-un miros de mână mireasmă spirituală, să ne trimite nouă dumnezeiasca milă și darul Sfântului Spirit, să ne rugăm. Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit cerând pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, s-o dăm. Să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeule Ceresc, Tată, și a zice... Tatăl nostru, care ești în ceruri, zițească-se numele Tău, vie împărăția Ta, voia ta, precum în cer, așa
este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Capetele voastre Domnului să le plecați. Și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unui născut Fiului Tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Sfintele Sfinților, frânge-se și se împarte, mirul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce se frânge și nu se desparte, Cel ce se mântuie. De Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați. Cele de taină, astăzi, Fiule,
că nu voi spune dușmanilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc ție, omenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Amin. Yes, they don't know it's the old.
Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Drept
cerți, împărtășindu-ne cu Dumnezeieștele, Sfintele, Preacuratele, cele fără de moarte, cereștele și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie, să-i mulțumim Domnului. Mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, dură despre noi! Ziua toată desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de păcat cerende, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Noastră și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim. Pentru numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale în pace păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale. Tu pe aceea îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne lăsa pe noi cei care nădăjduim întru Tine. Pace dăruiește lumii Tale, bisericilor Tale, preoților și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, coborând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție mărire și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Domine noster, omnipotent Rex, Pater Domini nostri Iesu Christi, qui disposuisti ut servus tuus Moises in sacro tabernaculo cherubim, effigies faceret, qui nobis sanctarum iconum donum autoristi. Te exoramus, Rex noster, ut Sancti Spiritus, gratiam ac tuum sanctum angelum mitas, per hanc iconem septem beatorum episcoporum, martyrum, Βασίλη, Βαλέρη, Ιωάννης, Τίτη Λίβη, Ιωάννης, Αλεξάνδρη, Ιούλη. Ανχή κονεν σέρβα νόστραν πρεκατσιόνεν κομπλέντα, αδίλος ρελάταν, περ γράτσιαν ετ μισερικόρδιαν, ετ αμόβεναν τουοι φίλοι, νυχιανοί του φίλοι, Δόμινε Δέι ε Σαλβατόρι νόστρε Ιεσού Κρίστη. Κονιαν τίβι εστ όνορ ε νόστρα αδοράτσιο, Patri et Filio et Spiritui Sancto, nunc et semper et in saecula saeculorum. Thank you.
Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa divina liturgia, desidero ancora una volta salutare voi qui presenti e quanti ho incontrato in questi giorni, ringraziando tutti per la cordiale accoglienza. Saluto con deferenza il signor Presidente della Repubblica e le altre autorità, esprimendo sincera riconoscenza per la fruttuosa collaborazione nella preparazione e nello svolgimento di questa mia visita. Sono grato a Sua Beatitudine, il Patriarca Daniel, al Santo Sinodo, al clero e ai fedeli della Chiesa Ortodossa di Romania, che mi hanno accolto fraternalmente. Il Signore benedica questa antica e illustre Chiesa e la sostenga nella sua missione. Un fraterno applauso a tutti loro. Rivolgo un saluto carico di affetto e di riconoscenza a Sua Beatitudine, il Cardinale Lucien Maresan, saluto i fedeli della Chiesa Cattolica, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i fedeli laici di Bucarest e di Iasi, come pure i numerosi pellegrini di Sumuleu, Siuc, e ringrazio il Signore che mi ha dato la possibilità di pregare con voi e di incoraggiare il vostro impegno di evangelizzazione e di testimonianza della carità. Qui a Blaj, terra di martirio, libertà. Qui a Blaj, terra di martirio, libertà e misericordia, rendo omaggio a voi, figli della Chiesa greco-cattolica, che da 3 secoli testimoniate con ardore apostolico la vostra fede. La Vergine Maria estenda la sua materna protezione su tutti i cittadini della Romania e nel corso della storia hanno sempre confidato nella sua intercessione. A lei affido tutti voi e le chiedo di guidarvi nel cammino della fede per avanzare verso un futuro di autentico progresso e di pace e di contribuire alla costruzione di una patria sempre più giusta, armonica e fraterna. Letare Virgo Maria, alleluia. Deus, qui per resurrezione fili tui, Domini nostri, Gesù Cristi, munum letificare degnatus es, presta quesumus, ut per eiu genetricem Virgen Maria, perpetue capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio,
pro fidelibus refuntis, regim aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia eis. Requiescant in pace. Amen. Domine benedictio descenda super vos, cum eius gratia eiusque amore pro nomine temporum hominibus, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Christos ha inviato din morts, cum morte ape morte calcund. Christus, noster verus Deus, per intercessione juntae sante et immaculate suae matris, per virtutem preciosae vivificantis crucis, per obsecrationem nostri santi patris Ioanni Chrysostomi, arcebiscopi Constantinopolitani, per preces beatorum martyrum episcoporum greco catholicorum rumenorum, et omnium sanctorum miseriatur nostri, et nos servet, quod et bonus est, et hominum amicus. Într-o mulți ani, într-o
Dale belă crăină.